Bună seara tuturor! O să așteptăm doar 2 minute să se conecteze fiecare și apoi vom începe partea aceasta de prezentare de oportunitate. Ok, cred că o să începem și pe măsură ce fiecare se conectează și ni se alătură, este binevenit. Vreau în primul rând să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră pentru o lună absolut fantastică, o lună care am făcut-o, bineînțeles, să fie pe măsura acțiunilor noastre. Numele meu este Romina Doran și mă bucur foarte, foarte mult să împărtășim următoarele 50 și puțin de minute aceste informații care sunt convinsă că pe fiecare dintre noi ne-a dus aici împreună. O să vreau doar să împărtășesc și slide-urile. Ok. Sper doar că se vede. Vă rog dacă puteți să-mi lăsați pe chat un mesaj, dacă pe comentarii un mesaj, dacă totul se vede, se aude foarte bine și suntem aici împreună. Așa cum vă spuneam, numele meu este Romina Doran. De profesie sunt inginer chimist. Sunt persoana care și-a ales această meserie, în primul rând, din foarte multă pasiune pentru științele exacte. Întotdeauna mi-au plăcut lucrurile care au la bază o dovadă și oarecum lucrul acesta l-am căutat ca și rețetă în viață. Dar în același timp, trăindu-mi și una dintre cele mai mari limitări, teama de a vorbi în public și pe lângă aceasta, teama de a fi judecată, teama de părerea celor din jur, toate lucrurile acestea mi-au călăuzit pașii oarecum către această meserie la care eu mă gândeam că va fi pe măsura așteptărilor mele și cu siguranță îmi voi putea pune toate temerile departe de un public, departe de a interacționa cu persoane, lucrând într-un halat alb, înconjurată de probete colorate, în spatele unor reacții chimice, având totul în control prin procese tehnologice și, practic, în chimie, dacă știi ceea ce pui, controlezi mediul de reacție, garantat rezultatul nu poate fi un eșec. Și am considerat cu siguranță că acest model va funcționa și pentru ceea ce înseamnă viața mea. Însă, în momentul în care am devenit mamă, lucrurile oarecum nu au mai stat la fel. Oricât de mult am investit în partea de a găsi informații, de a vedea ce înseamnă toată această misiune de mamă, nu mai se potriveau atât de bine rețetele din cărți sau din seminariile de parenting, ci pur
pur și simplu trebuia să scriu propria mea rețetă de, de a fi o mamă bună și mai departe de asta. În momentul acela mi-am asumat responsabilitatea că dacă este cineva responsabil în viața mea pentru toate lucrurile care mi se întâmplă sau pentru fericirea mea, cu siguranță acea persoană sunt eu. Așa am întâlnit oportunitatea Forever, venind cu o schimbare în partea de gândire, pentru că ce se întâmplă atunci când ne schimbăm gândirea? Cu siguranță viața noastră se poate schimba. Și aici este locul potrivit în care putem să lăsăm, să lăsăm la o parte toate limitările și să investim în dezvoltarea noastră pentru a deveni o variantă mult mai bună a noastră. Dar cine este această companie la nivel internațional? Este o companie privată, fondată în 1978 în Statele Unite ale Americii, activează cu succes în 160 de țări. Are active de peste 1,5 miliarde de dolari, este bogată în numerar, fără datorii, un lucru ce pe mine m-a fascinat fantastic de mult. Mi-a oferit acel sentiment de siguranță, pentru că toate aceste lichidități și sedii deținute de companie în fiecare din cele 160 de țări mi-a arătat faptul că atunci când deschide porțile într-o țară, este determinată să rămână. Nu este pe principiul acela în care observăm cât de rapid apar tot felul de corporații construite din panouri, care în momentul în care poate mâna de lucru este mai ieftină în altă parte, la fel de repede dispar. Și oamenii aceia, ce se întâmplă cu ei? Unde sunt visurile lor sau unde sunt veniturile lor? Ei bine, da, mie acest sentiment mi l-a oferit această companie în momentul în care m-am uitat la partea de active. Cu o cifră de afaceri globală de miliarde de dolari anual, activează în domeniul de sănătate și wellness, industrii globale de miliarde de dolari anual, pentru că, așa cum știm, toată această industrie de network marketing este industria de 9 ori mai mare decât ce înseamnă industria cinematografică, cu practic rulaje de 178 de miliarde de dolari în fiecare an. Dar cine suntem în România? Această companie este prezentă în România din 1999. Vânzările anuale sunt în creștere, investim în partea aceasta de oameni și lucrul acesta cred că ne este dovedit de fiecare dată, de fiecare dată când suntem deschiși să participăm la evenimentul de Success Day, realizăm cât de mare este dorința de a investi în oameni, pentru că aceste evenimente cu siguranță ne oferă tot ce avem nevoie pentru a dezvolta partea de business. Este o companie dezvoltată pe practici etice, pentru că acest om genial, Rex Moon, a oferit șansa fiecăruia dintre noi să lucrăm într-un mediu profitabil în care oricine să poată deveni în mod demn ceea ce își dorește, în care să ne lăsăm ghidați de integritate, de empatie și de bucurie. De asemenea, angajamentul lui față de noi a fost să creeze și să prețuiască pasiunea pentru și credința în companie și produsele noastre, precum și în industria din care facem parte. Vom căuta mereu să ne îmbogățim cunoștințele și să menținem echilibru. Mai presus de toate, vom da dovadă de curaj pe măsură ce vom conduce compania și vom îndruma Forever Business ownerii noștri. Lucrul acesta cred că definește tot ceea ce înseamnă business-ul Forever, pentru că atât Rex Moon, cât și Greg dezvoltă tot acest mediu ce are la bază practici etice. Dar care este business-ul Forever la nivel global? De fapt, ceea ce
Înseamnă pentru noi succesul business-ului la nivel global este format din puterea combinată a unei rețele de proprietari de afacere, de acasă, online, exact cum se întâmplă în această seară, în care putem împărtăși această oportunitate. Iar această echipă poate fi formată din persoane care recomandă produse către consumatori sau persoane care în același timp dezvoltă afacerea și arată potențialul afacerii. Beneficiile network marketingului în echipă, pentru că dacă suntem obișnuiți cu ceea ce înseamnă un job clasic, partea aceasta de echipă ne ajută foarte mult să ne multiplicăm și să duplicăm acțiunile. Veniturile, de asemenea, sunt nelimitate, ce pot fi lăsate în moștenire. Și dacă sunt în această seară părinți printre dumneavoastră, cu siguranță se gândesc la ceea ce înseamnă să poți lăsa un business moștenire copiilor. De asemenea, în partea de marketing în echipă, tu îți stabilești țelurile, sistemul nostru te ajută să le îndeplinești. Ca și implicare, poate fi part-time sau full-time, în funcție de programul fiecăruia și de angajamentele pe care le are. De asemenea, partea de suport și de instruire este completă, cu un sistem simplu și testat pentru dezvoltarea globală a afacerii. Cu siguranță, absolut oricine poate dezvolta, poate să-și dezvolte business-ul propriu. Beneficiile sunt nu doar legate de partea de bonusări, pentru că în compania Forever avem de asemenea stimulente remarcabile, așa cum este cel de-al 13-lea salariu sau coroana planului de marketing, practic Chairman's Bonus. De asemenea, program de mașină reprezentat prin stimulentul Forever to Drive, tot ce înseamnă călătoriile globale, cum este Raliul Global, chiar dacă în această perioadă trebuia să fim tocmai întorși de la Sydney, am putut în același timp să ne bucurăm de tot acest schimb între civilizații prin mediul online și cred că toată această energie ne-a conectat enorm pe toți. De asemenea, Eagle Manager, încă o călătorie la nivel global. Pe lângă aceste stimulente, pe lângă partea de bonusări, recunoașterea, premiile și distracțiile sunt pe măsură, pentru că dacă în ceea ce facem nu ne simțim bine, nu putem să ne dezvoltăm din pasiune, cu siguranță jobul clasic arată asemănător. Atunci, de ce să nu fim într-un mediu în care suntem recunoscuți, în care putem să lucrăm cu pasiune, în care putem să ne dezvoltăm? Ce facem de fapt noi? În primul rând, folosim produsele. Cât de importantă este această parte să fim proprii consumatori fideli ai produselor noastre? Este la fel pentru acele persoane care își doresc să dezvolte un business de succes, de important ca și pentru un părinte atunci când vrea să ofere o educație potrivită copilului lui și practic îl îndrumă că nu ar fi bine să consume o anumită băutură acidulată, dar ceea ce el arată, puterea exemplului lui, spune cu totul altceva. Ei bine, da, asta înseamnă și pentru noi să folosim aceste produse, să cunoaștem beneficiile produselor pe care le recomandăm. La fel, recomandăm produsele mai departe, pentru că luăm foarte multe decizii bazate pe recomandări. Te dorim să petrecem o vacanță într-un loc anume. Intrăm pe diferite forumuri, căutăm diferite recomandări și aceste recomandări practic sunt făcute de niște persoane absolut străine pe care le luăm de bune și chiar alegem destinațiile vacanțelor noastre sau locațiile în care ne vom petrece concediul pe baza acestor recomandări.
Exact așa și aici, recomandăm produsele, vorbim cu oamenii despre beneficiile și despre experiențele cu aceste produse. Ne dorim foarte mult să formăm un grup de clienți fideli de care să ne ocupăm tot mai bine. Un număr de 20-30 de consumatori fideli, pentru că importantă este calitatea serviciului nostru și pentru partea de clienți. De asemenea, construim o echipă. Vorbim cu oamenii despre afaceri, despre afacere, împărtășim partea aceasta de oportunitate, găsim oamenii cheie cu care putem dezvolta o colaborare. Mie îmi place întotdeauna să menționez acest lucru. Da, cu siguranță ne dorim să dezvoltăm un business cu 5 oameni cheie. Însă ce este important? Să ne setăm așteptările foarte bine de la început, pentru că acești 5 oameni cheie de calitate pe care urmează să îi descoperim în afacerea noastră, s-ar putea să vină din contactarea 20, 30, 50 de oameni, 100 de oameni. Asta nu înseamnă că businessul nostru se oprește la primele două refuzuri sau la primii oameni care renunță la visurile lor, nu cu în niciun caz partea aceasta, ci mergem să construim business-ul alături de oameni care sunt deschiși să evolueze, de oameni deschiși la partea de dezvoltare. De asemenea, lucrăm după ciclul succesului. Imediat vom avea partea aceasta mult mai în detaliu descrisă. Construim echipă. O echipă la care practic să îi arătăm exemplul personal, să găsească la fel 20-30 de consumatori fideli, să găsească oamenilor cheie din afacere și practic ceea ce facem este să aplicăm acest ciclu al succesului. Să contactăm, să arătăm, să împărtășim partea de afacere, să ajutăm persoana respectivă să dea startul business-ului ei, partea de planificare. Pentru că nu putem să ne lăsăm ghidați doar de dorință, este necesar să atașăm acelei dorințe un plan bine structurat și acest plan cu siguranță trebuie să fie populat de acțiune. În mijlocul acestui ciclu de afaceri, întotdeauna stă pentru absolut fiecare un de ce personal. Poate sunt oameni care își doresc independență financiară, poate sunt oameni care își doresc o mașină nouă sau călătorii la nivel global sau își doresc să îmbunătățească partea de stil de viață sau să aibă parte de o pensie privată, de un alt sistem de educație, de dezvoltare personală. Pentru absolut fiecare, acest de ce este subiectiv. Este al lui personal, dar este cel mai mare motor din businessul lui, pentru că dacă ai un de ce foarte bine, foarte bine cunoscut, foarte clar, cu siguranță poți să rămâi pasionat în tot ceea ce înseamnă partea de afacere și de a acționa. Lucrăm cu 5 oameni cheie și dacă într-un job clasic poate am fi răsplătiți pentru munca la oră, pentru ceea ce muncim în orele de lucru, ei bine, aici suntem remunerați puțin altfel. În primul rând, dacă un forever business owner pune în businessul lui 10 ore săptămânal și poate își dezvoltă colaborări cu persoane care au un număr diferit de ore pe care îl alocă business-urilor lor. O persoană dorește doar recomandarea de produse și investește în business-ul lui 5 ore, un lider de echipă investește 10 ore în business-ul lui, sau sunt persoane care vor mai mult și investesc 20 de ore, ba, 30 de ore sau 50 de ore în afacerea lor. Ei bine, dacă normal am fi fost plătiți de un job cu 10 ore pe de aceste 10 ore pe săptămână, ce înseamnă în partea aceasta de duplicare, de multiplicare a timpului, tu, pentru că te-ai implicat în dezvoltarea business-urilor fiecăruia dintre colaboratorii tăi, ești plătit pentru orele cumulate de echipa ta. Sunt 125 de ore lucrate în afacerea ta.
ta, ori pentru asta vei fi răsplătit. Pe fiecare dintre ei învățăm să folosească produsele, să găsească o rețea de clienți pe care să îi servească tot mai bine, să găsească 5 oameni cheie și să duplice partea aceasta de sistem. Pentru că suntem în businessul în care tot ceea ce transmitem, ca și exemplu, acel lucru se copiază și funcționează și pe partea pozitivă și pe partea mai puțin pozitivă. Începe călătoria ta forever și ce înseamnă asta pentru interesul fiecăruia în parte, pentru că poate sunt persoane care își doresc doar recomandarea de produse, își doresc un extra venit. Asta înseamnă că pot câștiga între 200-500 de euro lunar. O persoană poate deveni lider de echipă, asta înseamnă 1200-2000 de euro lunar, sau o persoană își dorește să devină dezvoltator de afacere și poate aduce venituri de 20.000 de euro și peste în fiecare lună. Ce este important? Acestea nu sunt promisiuni de câștig. Acestea au la bază partea de plan de marketing din politicile companiei, nu sunt promisiuni legate de partea de câștiguri. Cum construim acest business forever? În tot ce înseamnă afacerea forever, fiecare produs în parte are un punctaj al său. Ce înseamnă acest punctaj? De fapt, funcționează ca și o monedă unică internă și pentru afacerea forever, moneda unică internă este punctul credit. Un punct credit valorează la prețul de depozit 166 de euro, iar la prețul recomandat de vânzare este 225. Practic, ceea ce facem este să folosim produse, să recomandăm aceste produse și să dezvoltăm colaborări cu alte persoane. În acest mod, construim partea de activ care reprezintă cărămida business-ului forever, pentru că dacă ai un sistem pe care poți să-ți măsori partea de rezultate pentru a-ți atinge obiectivul, cu siguranță activul este unitatea de măsură cea mai potrivită. Care sunt clienții noștri? Cui ne adresăm, de fapt? Sunt oamenii care fac sport, sunt oamenii dornici de un stil de viață sănătos, sunt colegii noștri de muncă, sunt oameni de care ne pasă, vecini, prieteni, cunoștințe, sunt părinții de la porțile școlilor, absolut oricine din categoria 0-90 plus ani poate să-și găsească un produs favorit și potrivit în ceea ce înseamnă gama noastră de produse. Cum suntem plătiți în tot acest business? Ca și asistent supervisor, asta înseamnă că ești proprietar de afacere, în 2 luni calendaristice consecutive cumulezi un punctaj de 2 puncte sau intri cu cel mai bun start în partea de business, acela de Touch of Forever, și în acel moment poți să primești licența de business în toate cele 160 de țări în care te poți dezvolta. La fel, construim partea de afacere, partea de a folosi produse, a recomanda produse și partea de recrutare, ca și beneficii la nivelul de asistent supervisor, reducerea față de prețul recomandat de vânzare este de 35%. Asta înseamnă un procent mult mai mare la retail-ul personal, iar venitul lunar poate fi undeva între 200 și 500 de euro pe lună. Ca supervisor, businessul pe care îl dezvolți trebuie să fie la 25 de puncte. Asta poți construi alături de 3-5 persoane din echipă. Dacă înveți să faci activul și la fel înveți să transmiți această parte persoanelor din echipa ta, te va duce la business-ul de supervisor, folosești produsele, recomanzi și la fel partea de recrutare este nelipsită în ceea ce înseamnă dezvoltarea de afacere.
este procentul, practic reducerea față de prețul recomandat de vânzare este de 38%, iar din partea de volum de echipă 3%, venitul lunar poate fi undeva între 300 și 600 de euro. La nivel de asistent manager, ca un business de asistent manager trebuie să cumulezi 75 de puncte credit. Asta înseamnă 10-15 persoane în echipa ta, la fel, persoane pe care să le ajut să construiască un business activ, un business bazat pe cele 4 puncte, prin folosirea produselor, prin recomandarea față de consumatori, de clienții lor și în același timp să își aducă persoane noi în echipă. Beneficiile vin pe partea de un discount mult mai mare, de 43% față de prețul recomandat de vânzare la partea de produse și în funcție de nivelul în planul de marketing a celor din echipă, a colaboratorilor din echipă, bonusul de volum 8% sau 5% în funcție de dacă dezvoltă o afacere de supervisor sau dacă dezvoltă o afacere de asistent supervisor, pentru că în echipă se pot, fiecare poate fi la nivel diferit. Venitul lunar este între 600 și 1000 de euro pe lună. Un business de manager îl clădești în momentul în care cumulezi în 2 luni consecutive calendaristice 120 de puncte credit sau se poate construi în varianta de 3 sau 4 luni calendaristice consecutive un business care să cumuleze 150 de puncte credit. De obicei, acest rulaj este realizat de 15-25 de membri din echipă. Beneficiile vin la partea de discount mult mai mare, 48% discountul față de prețul recomandat de vânzare, plus bonusul de volum între 5, în funcție de nivelul în planul de marketing a persoanelor, a colaboratorilor. Da? Dacă este un business de asistent manager, bonusul din întregul rulaj al echipei de asistent manager va fi de 5%, dacă este un business de supervisor 10%, dacă este un business de asistent supervisor va fi de 13%. Iar ca și venituri între 1200 și 2000 de euro lunar. Însă partea aceasta de manager nu este capătul de linie, pentru că doar îți deschide poarta spre stimulentele de excepție, tot ce înseamnă partea de Eagle Manager, tot ce înseamnă construirea unui business pentru stimulentul de mașină, pentru Chairman's Bonus și de asemenea îți oferă drepturi de autor. Ca și manager poți dezvolta diferite linii manageriale. De exemplu, dacă Maria este în prima generație, pe Maria ai ajutat-o să dezvolte un business de manager. Vei obține din întregul rulaj al echipei Mariei un procent de 6%. Asta poate fi undeva în jur de 900 de euro, dar poate Elena este următoarea generație a Mariei. Da? Pentru managerul, pentru tine, ca și manager, va fi deja generația a doua. Din acest business de manager vei putea obține 3% din întreg rulajul business-ului Elenei. Asta înseamnă undeva la 450 de euro lunar. Dar Elena a dezvoltat un business, l-a ajutat pe Mihai să dezvolte un business de manager. Deci pentru tine va fi în generația a treia, de unde cumulezi un 2% din întregul rulaj al business-ului lui Mihai. Asta poate aduce venituri de 300 de euro. Practic, pe lângă veniturile de manager, din partea de drepturi de autor, poți cumula undeva la 1650 de euro, practic este un total de 2850 și 3650 de euro. Rulajul mediu lunar al unui manager este circa 15.000 de euro pe lună. Imaginează-ți doar ce ar însemna să ai 5 linii manageriale,
12 și mai mult, 9, pe tot ce înseamnă partea aceasta de venituri obținute din drepturile de autor. La nivel global, de asemenea, această oportunitate oferită de businessul Forever nu își închide granițele în niciun moment, pentru că te poți dezvolta absolut oriunde în lume, putem să ne conectăm prin intermediul mediului online cu persoane care astăzi nu ne sunt cunoștințe, dar cu siguranță putem găsi lucruri comune să ne aducă împreună, astfel încât, indiferent de locul unde putem dezvolta aceste colaborări, drepturile de autor se aplică. Poți dezvolta un business de manager în America de Sud, în America de Nord, în Africa, absolut oriunde în Europa sau în Asia, pentru că toate aceste drepturi de autor, de asemenea, se vor cumula bonusului lunar. Dar nivelul de manager este doar o treaptă pentru ceea ce urmează. Senior manager cu venituri de peste 30.000 de euro anual. Asta înseamnă că două persoane din generația directă au dezvoltat un business de manager sau ai ajutat o persoană să atingă nivelul de eagle manager. Soaring manager cu venituri de peste 60.000 de euro anual este businessul în care practic ai ajutat 5 persoane să atingă nivelul de manager sau 3 Eagle manager. Safir manager cu venituri de peste 120.000 de euro anual. Asta semnifică 9 manager direct sau 6 Eagle manager, dai diamant Safir manager cu peste 200.000 de euro anual, cu 17 linii manageriale directe sau 10 Eagle manager, diamant manager cu peste 350.000 de euro anual, cu 25 de manageri în linia directă sau 15 Eagle manager. Deci, practic, afacerea noastră nu doar că nu are granițe, dar de asemenea nu are limite. Pentru fiecare se poate dezvolta pe măsura aspirațiilor. Și da, partea de stimulente. Cermeți bonus, așa cum este denumit și al 13-lea salar, de fapt coroana planului de marketing și aici avem frumoasa echipă a României cu rezultate deosebite pe ce înseamnă aceste cecuri. De asemenea, familia Chip, Rolf Chip și soția lui Dominic alături de copiilor, la care, da, în momentul în care am participat la primul raliu global din Dubai, vă mărturisesc cu toată sinceritatea că suma respectivă de pe cec, nu știam sigur dacă este corect scrisă, bănuiam că este ceva în regulă cu partea de virgulă, pentru că este exprimată în dolari, dar da, cu siguranță seamănă foarte, foarte tare cu un număr de telefon, nu cu ceea ce suntem obișnuiți pe partea aceasta de venituri. De asemenea, călătoriile globale, tot ce înseamnă aceste destinații în care Forever oferă practic o călătorie pe lângă toată bonusarea în fiecare lună, practic făcând același lucru, ești răsplătit de două ori. Pentru că dacă dezvolți un business care să aducă reconfirmarea nivelului de manager în fiecare lună, calificarea de Eagle, care anul acesta chiar s-a prelungit până la sfârșitul lunii mai, totul în suportul Forever Business Ownerilor, poate fi una dintre destinații și de obicei această călătorie se realizează în toamnă, iar partea de raliu global în care tot ce înseamnă conectarea cu Forever Business Ownerii din alte țări aduce o energie fantastică și aduce acele confirmări că ești în locul potrivit, că ești cu siguranță o persoană care a fost înzestrată să schimbe viețile altor oameni, pentru că avem această posibilitate
flexibilitate în tot ce înseamnă acest business și vedem de fiecare dată, după o experiență de raliu global, ce înseamnă circumstanțe dificile pentru alții. Am rămas impresionată de raliul global din Stockholm, unde un tânăr împărtășea că prima dată în viața lui a văzut mașină la 19 ani în insula în care locuia. Tot ce se putea dezvolta ca și activitate era legată de pescuit. Nu aveau curent, nu aveau apă curentă. Ori ce înseamnă să ai posibilitatea să pleci nu de la zero, de la mult mai puțin decât zero și să ajungi poate să-ți atingi obiective la care nici măcar nu visai la început. Partea aceasta de călătorii în două destinații de top în fiecare an, cele mai bune hoteluri de lux, între 250 și 5200 de euro alocate pentru diferite activități, pentru că nu doar partea de plan de mese și partea de cazare și de avioane este acoperită, chiar și partea de entertainment, la fiecare dintre aceste călătorii. S-a încheiat totul, de fapt sărbătoarea a venit cu o petrecere superbă. De asemenea, stimulentul Forever to Drive, care alocă până la 9600 de euro anual pentru a-ți cumpăra mașina dorită. În partea aceasta, stimulentul, da, este destinat și poartă numele unei mașini, însă ce este absolut fabulos, că această sumă de bani este virată în cont și practic poate fi alocată absolut oricărei necesități. Nu este neapărat necesar în direcționarea către o mașină. Da, oamenii obișnuiți, exact așa cum acești forever business owner, care da, au acumulat o experiență și rezultatele lor au bătătorit practic pașii celor care îi urmează, așa cum este domnul Mircea Olariu, Monica Chele, veniți din medii diferite, Sebastian și Carina Iacătă, ofițer și psiholog, practic tot ceea ce înseamnă ca și parte de mediu din care venim. Cel mai important lucru de fapt este că nu contează de unde vii, și este foarte important locul către care te îndrepți, pentru că în acest business poți să realizezi absolut tot ce îți setezi ca și obiective, dacă ești dispus să plătești prețul. Produsele noastre sunt de o calitate superioară. Care sunt piețele pe care activăm? Controlul greutății, vitamine și suplimente, sport și nutriție, îngrijirea pielii, produse de îngrijire personală. Sunt piețe peste 5 milioane de euro care practic rulează zilnic în România. De ce am alege produsele Forever? În primul rând, este numărul 1 mondial în creșterea plantei de aloe și producerea produselor pe bază de aloe vera. Oricât de important este acest lucru, cunoaștem, aloe vera este un brand și este un brand pentru ce beneficii cunoaștem poate din timpul bunicilor noștri, din timpul Cleopatrei, care știm că a fost intitulată planta miracol. E bine să ai parte de esența plantei, de toată acea sevă pe care Forever o pune în fiecare dintre produse și produs și ingredient principal creează acea mare diferență. Procesul de extragere a sevei din plante este un proces patentat de stabilizare a gelului de aloe vera. Sunt produse de calitate superioară din ingrediente sigure, naturale, nemodificate genetic. De asemenea, Forever controlează fiecare etapă a procesului agricol, pentru că tot ce ține de culoarul de zbor este deținut de companie tocmai pentru a le oferi acestor plante mediul potrivit, plante care sunt crescute pe un sol potrivit și de asemenea să obțină lumină timp de 3 ani de zile, să fie crescută în soare, pentru a-și extrage toți nutrienții.
Fertilizarea și partea de îngrășare se face natural cu ajutorul animalelor, capre, oi și vite, cu treile plantațiile de aloe ajungând la controlul buruienilor și la îngrășarea naturală a pământului, recomandări din partea specialiștilor internaționali. De asemenea, tot ce înseamnă partea aceasta de produse prezintă garanția returnării banilor, pentru că dacă un produs nu este conform, îl putem returna, iar suma de bani să fie virată înapoi. Da? Nu este acel tratament, ok, am luat produsul și nu mai contează dacă este potrivit sau nu este potrivit sau ce se întâmplă cu el. Nu, dimpotrivă, grija față de client este una foarte, foarte mare. Produsele sunt pure, sunt simple și sunt pentru toată lumea. Pentru mine personal a fost un lucru foarte important să văd toate aceste certificări. Certificarea Comitetului Internațional de Aloe, care se obține voluntar, prin supunerea voluntară a loturilor de produse să fie testate, da? Nu sunt certificări care se obțin odată și pe durata întregii activități să nu mai fie necesară testarea produselor. Pa mai mult decât asta, am văzut în vizita din state anul trecut, ce înseamnă să controlezi absolut fiecare din procesele care stau la baza acestor produse. Am văzut un stomac artificial care pur și simplu simulează tot ceea ce se întâmplă în organism pentru a determina timpul de absorție, pentru a determina modul în care produsele noastre să poată oferi cele mai calitative, practic, ingrediente. De asemenea, kosher și halal sunt două certificări care atestă, de asemenea, folosirea pentru civilizația islamică, o civilizație care are standarde riguroase în ceea ce înseamnă calitatea produselor și în care cunoaștem că nu este permisă prezența resturilor din făină, din tot felul de oase și resturi animale. Ei bine, da, aceste certificări le au produsele Forever și dacă iubim animalele și dacă iubim mediul înconjurător, cu siguranță să avem certitudinea că aceste produse nu sunt testate pe animale, ne arată de fapt că nu doar spunem că da, ne pasă de mediu și iubim animalele din jurul nostru, ci cu siguranță luăm și atitudine. Care este cel mai bun început? Pachetul de start, cea mai rapidă și mai bună metodă de a porni și a dezvolta afacerea. Un astfel de pachet vine cu beneficiul de a testa nu doar tu aceste produse, ci de a vedea care sunt necesitățile celor din familie, pentru că sigur, fiecare dintre noi, în momentul în care ne dorim să începem un business, ne gândim nu doar la ok, dezvolt un business cu aceste produse, dar vreau să simt doar eu partea de beneficii. Nu, cu siguranță aș vrea să împărtășesc cu cei dragi, cu oamenii la care mă gândesc și oamenii de care îmi pasă. Atunci, într-un astfel de pachet, avem posibilitatea să oferim și familiei noastre partea aceasta de produse spre testare și părinților și, da, poate prietenilor sau cunoștințelor noastre. Prețul lui este de 357 de 85 euro plus TVA. Ce se întâmplă în momentul în care achiziționezi un astfel de pachet? În primul rând, poți câștiga bani imediat, pentru că nu doar partea aceasta de intrare în business, ci și partea de licență pe care o obții de dezvoltare a afacerii în toate cele 160 de țări te ajută foarte mult să-ți dezvolți colaborările chiar din momentul în care ai început. Nivelul de asistent supervisor vine cu un discount de 35%, plus ai parte de materiale gratuite pentru startul în partea aceasta de business. Da, cu siguranță, toate aceste informații sună absolut extraordinar. Și eu atunci când le-am privit pentru prima dată, mi s-au părut rupte dintr-un loc perfect și
Întrebarea cea mai populară, ok, va funcționa oare și pentru mine acest business? E bine, da, cu siguranță poate funcționa pentru oricine este dispus să ia businessul în serios. În orice activitate nouă este nevoie de timp și de efort și în același timp mie îmi place foarte mult să spun lucrul acesta. Dacă îl tratezi ca pe un business, o să-ți aducă bani. Dacă îl tratezi ca pe un hobby, te va costa bani. Pentru că, da, cea mai mare resursă, cea mai importantă resursă a noastră, timpul, dacă ne investim în businessul acesta, nu vrem să-l tratăm ca pe un hobby, pentru că atunci vom plăti cu timpul nostru. Este important să te lași învățat în tot acest proces, să participi la tot ce înseamnă trainingurile importante și să adopți, de fapt, acea atitudine pe care, dacă sunteți părinți, am văzut-o la copiii noștri, acea dorință enormă de a învăța, de a învăța prin explorare, pentru că nu este o soluție să ne punem pur și simplu cu burta pe carte, așa cum spune o vorbă românească, și să așteptăm ca lucrurile să se întâmple sau să ne pregătim pentru a fi pregătiți. Nu, învățăm lucrurile din acțiune. Cea mai bună metodă de a învăța este să acționezi, pentru că în momentul în care acționezi, poți să evaluezi lucrurile pe care le-ai învățat, pe care le-ai pus în practică, după care poți îmbunătăți toată această parte de proces. Să investești timpul necesar ca să ajungi la succes. Dacă ne uităm în tot ce înseamnă partea aceasta de natură și vedem prin ce procese trece, ne uităm la un simplu agricultor care are toată încrederea în momentul în care plantează o sămânță, toamna sau primăvara de vreme în pământ, nu merge zilnic să caute în pământul respectiv să vadă dacă sămânța respectivă a încolțit. Ei bine, îi dă timp pentru ca această sămânță să se dezvolte, pentru a transmite în univers toate semnalele potrivite pentru creșterea ei. Și da, asta înseamnă și în businessul nostru să avem răbdare, să investim timpul necesar pentru a ajunge la succes. E important ca în acest business să te automotivezi, să-ți cunoști DC-ul personal foarte bine, să-ți fie foarte clar, să fii dispus să lucrezi îndeaproape cu persoana care te-a introdus în acest business, pentru că, da, avem această posibilitate extraordinară de a ne alege colegii de birou. Dacă la un job clasic colegii de birou ne sunt dați, așa cum este vorba aceea, familia ți este dată și prietenii ți alegi, exact și în parte aceasta de business, vrei să fii persoana care se înconjoară de oamenii potriviți, de oameni pozitivi, de oameni dornici să se dezvolte, de oameni deschiși în adevăratul sens al cuvântului. Și, de asemenea, funcționează pentru absolut oricine este dispus să gândească măreț, să aibă visuri mari, să stabilească obiective pentru el personal, pentru familia lui, pentru că fiecare dintre noi am trecut printr-o experiență de a fi copil. Fiecare dintre noi poate am visat să devenim doctor, să devenim cântăreț sau cântăreață, am visat să devenim ceva. Ei bine, ce s-a întâmplat cu acele visuri? Ce s-a întâmplat cu toți acei copii? Da, au intrat într-un sistem de școală care i-a dus cu picioarele pe pământ, pentru că, da, alta este realitatea și această realitate este formată de societate, nu este neapărat realitatea ta, dar am văzut aceste lucruri și le-am primit dintr-un mediu extern. Și mai departe, poate au ajuns să termine studiile, să termine o facultate, să se angajeze, să devină angajatul perfect într-un job și tot ce se întâmplă în viața lui este să raporteze viața la un venit pe care îl obține, care de multe ori acel venit nu-ți permite să-ți plătești mai mult decât 7 zile de concediu pe an. Ei bine,
Da, asta este important, să rămâi acea persoană care are visuri, care are aspirațiile proprii și să fii gata să acționezi pentru ele. De asemenea, e important angajamentul. Angajamentul să servești foarte bine partea de clienți, să dezvolți acea rețea de consumatori, 20-30 de consumatori fideli de care să te ocupi într-un mod cât mai potrivit, să construiești o echipă, o echipă formată din oameni cheie și așa cum am spus chiar de la începutul acestei expuneri, pentru acești oameni cheie este important să fim convinși, să ne setăm foarte bine partea aceasta de așteptări pentru a trece, de fapt, cu bine tot procesul, că pentru cei 5 oameni cheie nu vor fi poate primii 5 contactați, nu vor fi primii 10 sau primii 20 de oameni contactați, dar visul tău nu se oprește la ceea ce înseamnă ce înseamnă numărul de oameni, ci pur și simplu trebuie să fii dispus să îi găsești. Să fii pregătit să împărtășești cu absolută oricine partea aceasta de oportunitate, pentru că businessul acesta nu funcționează dacă luăm un pachet de produse și îl dosim bine după canapeaua din sufragerie. Funcționează în momentul în care ești dispus să împărtășești partea de produse pe care tu le-ai cunoscut, partea de experiențe pe care tu le-ai creat în jurul acestor produse și da, să spui absolut fiecarei persoane în parte cu ce te ocupi. Și să ai o atitudine extraordinară. Pentru că sunt convinsă că fiecare dintre noi cunoaștem acele persoane care fie luminează încăperea în momentul în care intră, fie luminează încăperea în momentul în care ies. Ei bine, da, în businessul acesta îți dorești să fii persoana care luminează încăperea în momentul în care intră în ea. Să fii omul pozitiv, să fii omul care oferă, practic, speranță oamenilor, pentru că, da, ai în mână cea mai frumoasă afacere și, de fapt, toată această putere este în mâna ta și visul tău nu depinde de persoanele care practic, sunt pregătite să-ți ofere doar părerile lor. Acum, pe baza lucrurilor pe care le-am împărtășit, pe baza lucrurilor pe care le-am văzut până acum, cu siguranță răspunsul poate fi da și pentru lucrul acesta, la fel de entuziasmată m-am simțit și eu în momentul în care am văzut toate aceste informații și da, am fost pregătită să mă înscriu. Asigură-te că iei legătura cu persoana care te-a introdus în acest business și îți pui obiectivele pe hârtie pentru a crea un plan de acțiune și de asemenea pentru a te ghida în tot ce înseamnă partea aceasta de dezvoltare a afacerii, răspunsul poate fi nu și îndemnul meu este să folosești produsele, să le utilizezi, să vezi cu siguranță ce experiențe îți oferă și cât de multe beneficii îți pot aduce. Sau poate răspunsul tău poate fi poate și ce este indicat, pune toate întrebările pe care le ai, pentru că sigur ți se va răspunde la aceste întrebări pentru a lua o decizie corespunzătoare în această direcție. Da, ce este important pentru că am ajuns la finalul acestei expuneri, să ne creăm capodopera, să ne creăm măreția, așa cum spunea fondatorul acestei companii, Rex Moon, și dacă partea de oportunitate am cunoscut-o într-un anumit moment al vieții, exact cum este cel de acum, poate pentru foarte multe persoane din acest grup, fiți convinși de toată partea aceasta că informația a venit în momentul în care ați fost deja pregătiți pentru ea, pentru că informația aceasta a existat cel puțin în România din anul 1999. Așa că da, ați ajuns în tot ceea ce înseamnă această expunere pentru că aveți vibrația potrivită pentru a primi toate aceste informații. Eu vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat, să vă urez foarte mult succes în tot ce înseamnă această perioadă, să fiți convinși de toate oportunitățile pe care
ni le oferă această circumstanță, de fapt, creată în jurul perioadei acesteia. Vă doresc o lună fantastică, o lună senzațională mai și să ne revedem cu bine la cel mai important eveniment, unde cu siguranță fiecare ne dorim să ne revedem la Success Day. O seară minunată!